Salut și bine ați venit la Doar de Lectură! Încheiem anul și bineînțeles cum facem de fiecare dată. Îl încheiem cu un top, topul celor mai bune cărți citite de mine în acest an, prezente pe canal. Deoarece mai sunt și cărți care nu au ajuns pe canal sau, mă rog, încă nu au ajuns, fiind filmate și vor ajunge la anul. Pe acela le includem în topul de anul viitor. Bun, dar nu o lungim deja, aveți o grămadă de treabă, se apropie anul nou și așa mai departe. Așa că haide să vedem despre ce cărți e vorba și începem cu locul 10, nu mai dăm mențiuni, nu mai dăm nimic. Locul 10 e ocupat de George R.R. Martin, Peregrinările lui Tuf. Un fel de culegere de povestiri, ca să zic așa, cu toate că la un centru pe același personaj Tuf, care primește cumva o navă galactică care se ocupa cu modificarea ecosistemelor. Destul de interesantă, un personaj amuzant. Recomand cartea, bineînțeles că găsiți clipuri pentru fiecare din cărțile astea pe canal. Deci, locul 10, George R.R. Martin, Peregrinările lui Tuf. Locul 9. Cumva, cred că o surpriză, ca să zic așa, Eugen Ovidiu Chirovici, Cartea Oglinzilor. O povestire polițistă, o povestire în povestire în povestire, deja avem povestirea ramă, știți voi, de când am învățat din liceu cu Hanu Ancuței, dar lăsăm asta departe. Ceva în genul ăla bine scrisă, care m-a prins subțirică, am citit-o aproape până răsuflate și, da, de ce nu? Am zis că mi s-a părut foarte interesantă și, mai ales că un scriitor român. Mergem mai departe, aici voi include o serie, vara doar una din cărți, dar includ toată seria și este vorba de un scriitor, ca scriitor este Stephen King și este seria lui Mr. Mercedes. Includ aici și continuarea, ce am găsit al meu să fie și End of Watch și Străinul, mă rog, toată seria așa. Bill Hodges în Străinul, am inclus și Străinul aici, pentru că mie mi-a plăcut Străinul, nu știți foarte bine, toate că e o carte foarte mare, multora nu le-a plăcut din cauza asta, că stagnează, știți că mie îmi plac cărțile groase în care ni se prezintă mult personajele, cu toate că iarăși partea a doua e mai slabă, dar asta este, ca serie per total, mi s-a părut ok, trebuie citită și până la Stephen King. Bun, ajungem la locul 7. O carte pe care așteptam de mult să o citesc, o carte, un clasic, ca să spun așa, al literaturii, câștigător și al premiului Nobel pentru literatură, William Golding, Împăratul Muștelor. O carte interesantă, foarte subțire, există și ecranizări, vreo două cel puțin. Cartea te face să spui semne de întrebare, la vremea în care a fost scrisă, clar că a zguduit multe minți, mă rog. O recomand a fi citit, nu zic că e foarte violentă, pentru că sunt cărți mult mai violente, dar te răscolește prin introspecția personajelor și cum gândesc aceștia destul de multe lucruri deranjante, ca să zic așa. Bun, deci, Împăratul Muștelor, o carte foarte bună. Și ajungem la locul 6. Locul 6 ocupat de Ray Bradbury, Omul Ilustrat, o culegere de povestiri interesante, cu toate că e scrisă destul de mult, povestirile nu prea au legătură între ele, decât vreo două, trei, ceva în genul ăsta. E vorba de o persoană care are întreg corpul tatuat, a fost tatuat de o vrăjitoare, mă rog, și cumva fiecare tatuaj al său spune o poveste, iar ultima, mă rog, se referă la povestea în sine și prima la fel. Destul de interesant, povestiri simple, cumva accesibile, dar cu toate astea povestiri care te fac să te gândești dintr-un domeniu larg, o paletă largă de subiecte. Foarte interesant, mi-a plăcut, da, o carte bună, o recomand. Și ajungem la locul 5, nu știu de ce are 10 când e 5, mă rog. Bun, locul 5.
Locul 5 e ocupat de Joe Hill. Nos 4 Air 2 sau Nosferatu. O carte bună, o carte pe care eu am în engleză. Nu știu dacă e tradusă încă la noi, habar n-am. Eu doar în engleză o știu că este. O carte în care Joe Hill ne arată clar că este fiul lui Stephen King, ca să știm cu cine avem de a face, să știm că regele a dat ștafeta mai departe. O carte horror, o carte horror foarte bună. Am zărit amprenta lui King peste tot pe această carte. E clar că tatăl și-a învățat fiul să scrie multe lucruri, multe conexiuni, personaje bine construite, personajul nostru feminin extraordinar de bine construit. Povestea este interesantă, cu twist-uri, eroul negativ pare, nu știu, pare un paș, vrea să fac o conexiune cu un alt personaj de al lui King, dar ar să mă fere pentru că parcă totuși nu e același lucru și n-aș vrea să înțeleagă că s-a inspirat de acolo. Pe lângă astea avem și trimite către un alt roman al tatălui său, al lui King, și anume It, deoarece există o referință acolo care se repete de câteva ori în carte către Pennywise, da? Către circul umblător. Luăm paralele, ceva care iarăși ne duce cu gândul la Întunecat, deoarece acolo erau iarăși mai multe lumi. E clar că cartea asta a fost făcută cu dedicație pentru a înțelege toată lumea că munca lui King va continua prin scritura lui Joe Hill. Sau cel puțin asta am înțeles eu, nu știu. Sper că asta vreau să zic și că asta am înțeles eu. Bun. O carte bună, un horror bun, plin de lucruri deranjante spre final, dar și încă de la început avem de a face cu multe lucruri care, wow, bun, le scrie, deci are tupeu să scrie aceste lucruri. Deci, o carte horror, dacă doriți, Nosferatu o recomand, e foarte, foarte bună. Și ajungem la locul 4, Cimitirul Animalelor, Stephen King, Cimitirul Animalelor. Da, e clar că asta e o carte foarte bună. Eu o am citit, cred că de vreo 3 ori, nu mai știu. Am văzut și filmele, aveți cartea și pe canal, am pus-o acum de curând, prin octombrie, când am dedicat toate clipurile cărților horror. O carte bună, un slow burn, dar un slow burn care te duce departe și tocmai pentru că construiește bine caracterele, te face să te identifici cu el și lucrurile pe care aceștia le fac și deciziile pe care le iau te fac să te gândești că aceleași decizii le-ai putea lua și tu dacă ai fi în locul respectiv și stai și te gândești, măi, dacă chiar aș fi acolo, aș face altfel și consecințele, bineînțeles că sunt dezastroase, înfricoșătoare, mă rog. Eu nu am considerat, am observat că multă lume nu neapărat că apreciază, am văzut și review-uri negative ale acestei cărți. E o carte pe sufletul meu care e construită așa cum trebuie. Horror nu trebuie să fie numai acțiune, numai trebuie să te ia în ce, să se strecoare începe sub piele. Foarte bine, foarte mult mi-a plăcut cartea, o recomand și recomand și filmele. Ambele, fiecare în felul lui este un film bun. Ajungem la locul 3, podiumul, da? Pe locul 3 am încadrat așa o serie, iarăși o serie prezentă pe canal, și anume seria Witcher, cu ultima dorință am pus eu aici, dar cumva încearcă să prindă toate filmele, toate cărțile lui Andrei Sapkowski. Acțiune, fantasy, un fantasy curajos, care se ferește de acea abordare copilărească, un fantasy în care avem parte de acțiune, violență, tot ce trebuie și tot ce am vedea într-o lume. Fantasy într-o lume care cumva poate fi, să zicem, reală, dacă ar fi să fie reală mai degrabă, aș merge pe varianta asta decât pe o variantă Harry Potter, unde totul e frumos, cel puțin în primele părți, după aia lucrurile degradează și acolo. Mă rog, înțelegeți ce vreau să spun. Cavalerii sunt cavaleri cu numele, știa cum sunt convins că a fost și în realitate, fiecare își urmărește interesul, e doar o poveste mare, când de fapt lucrurile sunt mult mai violente, mai murdare și așa mai departe. Mie mi-a plăcut, nu am văzut încă serialul, așa că nu pot face o comparație cu serialul respectiv, dar ca și cărți, pentru mine au fost ok.
mai mult decât ok ca să le pun pe locul 3. Locul 2, o carte care nu e science fiction, nu e fantasy, nu e horror, e o carte istorică, ca să zic așa. Și anume, James Clavell, Shogun. Un monstru de carte, de fapt ăsta e doar volumul 1, mai există și volumul 2 care e la fel de mare, eu am într-o ediție mai veche, ea a mai fost reeditată de o grămadă de ori, o găsiți. O carte care te duce cu gândul la istoria Japoniei. Cumva există un sâmbure de adevăr, poate mai mult decât un sâmbure, personajele de aici, chiar dacă nu au existat istoric, au fost mulate după personaje istorice, au fost conturate după personaje reale, lucrurile care s-au întâmplat cu navigatorul respectiv care a ajuns în Japonia din greșeală au existat în realitate, personajul respectiv a existat în realitate, problema e că, din câte m-am interesat, s-a întâmplat după respectivul conflict care ne este deschis aici, conflictul foarte bine deschis, strategii, m-a dus cu gândul la un jucător de șah, mai mulți jucători de șah care își fac planul, fiecare mutare, fiecare strategie pe care o gândesc, fiecare cuvânt pe care îl spun, totul ne duce cu gândul la așa ceva. Am făcut o paralelă la vremea respectivă, un fel de urzeală a tronurilor, scrisă inițial, probabil, nu știu dacă, dar am zis eu că s-a inspirat poate Martin un pic de aici, pentru că tot așa fiecare mutare este cu gândul de a obține un avantaj ulterior, chiar dacă inițial nu pare a avea un scop anume, dar fiecare lucru care se spun, care se face de către mari jucători acestei cărți au un scop ascuns, au un scop de a câștiga o poziție sau alt lucru ulterior. Foarte interesantă pentru cei care sunt pasionați de politică, de istorie politică, mă nu mă gândesc la politică de aia politicoasă, și politică de asta, cum avem parte în Urzea la Tronurilor în Game of Thrones, aici găsiți foarte mult așa ceva. Și marele câștigător, nu știu ce a câștigat, admirația mea din acesta, mă rog, cartea de pe locul întâi, este nimeni altul decât Stephen King, iarăși cu Institutul. Știu ce o să spuneți, pe bune, 3 cărți de Stephen King într-un top de 10, știu ce să faci, de asta e topul meu și astea sunt preferințele mele. Toată lumea știe cât de mult îmi place King și da, cartea asta este foarte, foarte bună. Am avut de-a face cu avem aici de a face cu unul din subiectele preferate probabil ale scriitorului și anume copii și cum aceștia sunt maltratați, știu, sună oribil, da? Numai că noi aici îi vedem ca eroi negativi pe cei care îi maltratează și copiii noștri care încearcă să scape, fiecare având anumite puteri, foarte interesant, conexiuni o grămadă către cărțile lui King. Pentru că institutul ăsta mai apare într-un fel sau altul de-a lungul altor cărți, putem să-l identificăm cu alte cărți, dar în principal cartea una de sine stătătoare, poate fi citită fără să fi citit nici măcar o singură carte de King. E o carte groasă, așa cum îmi place mie, se dezvoltă bine personajele, sunt plăcubile, un cuvânt care nu există, dar zic eu acum pentru că asta îmi vine, deci să-ți plac de respectivele personaje, simpatizez cu ei, eroi negativi, iau decizii pe care le înțelegi chiar dacă nu ești de acord cu ei, dar la un moment dat ești prins în această crengătură de lucruri negative încât ești forțat să iei decizii care nu pot duce către nimic bun. O carte bună, pe mine m-a prins, e groasă pentru că prezintă personaje bine conturate și pentru mine a fost de ajuns. Asta este ultima carte, locul întâi. Bun, acum ne vedem la anul când o să începem cu seria lui Dan Brown, exact, și o să vedem atunci cât de bune sunt cărțile lui Dan Brown. Bun, până data viitoare, vă doresc o zi bună, la revedere, la mulți ani și nu uitați să rămâneți doniși de lectură.